Anail s-a întors de urgență din vacanța în Italia pentru a fi alături de tatăl copilului ei, Alex Pițurcă, care are probleme cu legea. Frumoasa șatenă a fost chemată luni noapte de urgență în țară de Piții Junior, aceasta aflându-se în Italia la schi. Cristina Ih, fosta parteneră a lui Alex Pițurcă, a aterizat în România împreună cu fiul ei și a fostului fotbalist, parcă la cererea lui Alexandru Pițurcă. Aceasta se afla în Italia la schi în momentele în care fostul său socru era audiat de procurorii DNA din București. Chiar dacă cei doi nu mai formează un cuplu, influencerița a vrut să-i fie alături lui Alex Pițurcă, care trece prin momente dificile. Frumoasa șatenă a fost surprinsă de paparații în aeroport și părea destul de grăbită pe culoare. Aceasta era împreună cu Noah, fiul său, iar cei doi au fost întâmpinați de șoferul fostei partenere a lui Alex Pițurcă, potrivit imaginilor surprinse de paparații.